Istoria nu a fost niciodată mai savuroasă ca acum. O firmă din Ciznădie care produce ciocolată va lansa tablete cu portretele unor figuri importante din istoria României. Mai precis cu chipurile regilor Carol I și Ferdinand și ale soțiilor acestora, regina Elisabeta și regina Maria. Tabletele vor fi vândute în Muzeul Peleș. Ideea a pornit de la pasiunea managerului fabricii de la Ciznădie pentru istorie. Reprezentanții Muzeului Peleș au fost interesați de proiect și discuțiile s-au transformat în ceva cel puțin inedit. Este un element de minim patriotism ca să privești un pic în istorie, ca să vezi viitorul. Cele patru tablete cântăresc 50 de grame și vor putea fi cumpărate doar la Muzeul Național Peleș. Fiecare tabletă este realizată după o rețetă specială. Cu diverse umpluturi, mergând pe principiul rețetelor care au avut cea mai mare priză la public. Toate tabletele sunt realizate manual. În funcție de sortiment, fiecare dintre ele conține ingrediente diferite. Încălzim forma întâi și apoi turnăm cochilia. O lăsăm să trepideze până se așează, apoi o golim. Firma nu este la prima ispravă de acest gen. În urmă cu 2 ani a lansat tableta Brucantal. Avem știri pe